valoarea unui lucru este redată de autenticitatea lui. Și în ziua de astăzi avem o reală problemă cu lucrurile contrafăcute, de la haine, papuci, bijuterii și așa mai departe. Lucruri care arată aproape ca și originalul, însă sunt făcute fie de o calitate mai slabă, fie din materiale de calitate inferioară, care în timp, datorită uzurei, vor ceda. În cazul bijuterilor, spre exemplu, dacă vrei să vezi că un diamant este real sau nu, există o cale foarte simplă pe care chiar și un necunoscător o poate aplica și se numește testul apei. Este foarte simplu. Tot ceea ce trebuie să faci este să iei diamantul și să-l introduci în apă. Dacă acesta se scufundă datorită densității mai mari, înseamnă că este un diamant adevărat. Însă dacă nu se scufundă, acesta este fals. Tot așa este și cu credința. Până la momentul în care o supunem unui test sau unor circumstanțe, ea poate părea reală. Dar atunci când o punem în apă, cu ghilimelele de rigoare, când o supunem unor teste, putem vedea ce credință avem. În fapt, întreaga epistola lui Iacov este o serie de teste, de filtre pe care autorul ni le propune pentru a vedea unde ne aflăm pe scara credinței. Scrisoarea lui Iacov se diferențiază de toate celelalte scrisori ale Noului Testament prin practicalitatea ei, prin tonul foarte dinamic. În fapt, autorul folosește 54 de imperative în cele 108 versete. În alte cuvinte, epistola conține o chemare la acțiune, tot la al doilea verset. Dacă ar fi să sumarizez întregul mesaj al scrisorii într-un singur verset, acesta ar fi cel mai probabil versetul 17 din capitolul 2, care spune așa: tot așa, credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. În această scrisoare nu vom găsi teorie, întrucât Iacov este mult mai interesat de modul în care creștinii de atunci și noi astăzi ne practicăm credința și ne trăim credința de zi cu zi. Sunt câteva lucruri însă pe care aș vrea să le clarificăm legate de această epistolă. În primul rând, au fost foarte multe dezbateri cu privire la cine este autorul ei. Și aș vrea în dimineața asta să clarific că nu este nici Iacov, fiul lui Alfeu, nici Iacov, fiul lui Zebedei, ci este Iacov, fratele Domnului Iisus, fiul Mariei și al lui Iosif. Și această afirmație o fac bazat pe câteva dovezi foarte importante, și anume, limbajul epistolei, care este unul extrem de similar cu cel folosit în Fapte 15, unde Iacov, fratele Domnului Iisus, are un discurs înaintea bisericii din Ierusalim. De fapt, limbajul este atât de similar, ba chiar salutul pe care acesta îl folosește, Kairein, sănătate, este identic și este folosit doar de două ori în întreg Noul Testament și în ambele situații de către Iacov. Un alt argument în favoarea lui ca autor este poziția pe care acesta o avea în biserica din Ierusalim. Era o poziție extrem de proeminentă, extrem de importantă și, dacă vreți, în termeni moderni, el a fost primul pastor al unei biserici. Logica ne dictează că doar un astfel de individ cu o poziție respectată și importantă putea să scrie o astfel de scrisoare publică, totuși să își permită să fie atât de simplu în introducere. Fiind 100% convins că oricine citea sau auzea epistola știa despre care Iacov este vorba. Mai mult, martirajul timpuriu al lui Iacov, fiul lui Alfeu, undeva în anul 44, face ca lucrurile să fie puțin și mai clare, deoarece acesta nu putea scrie scrisoarea pe care istoricii și teologii o plasează undeva între anii 45-48, puțin înaintea conciliului de la Ierusalim. Ceea ce face din epistola lui Iacov prima scriere a Noului Testament. Înainte să ne apropiem efectiv de mesajul epistolei, aș vrea să ne oprim și să ne uităm puțin la omul Iacov, pentru că de foarte multe ori trecem cu vederea omul pe care Dumnezeu l-a folosit. Și pentru mine Iacov este un personaj fascinant de la care avem foarte multe lucruri de învățat. Primul șoc pe care l-am avut învățând despre Iacov a fost să aflu că el nu a crezut decât foarte târziu în fratele său. Primul șoc pe care l-am avut
învățând despre Iacov, a fost să aflu că el nu a crezut în fratele său decât foarte târziu și nu puteam înțelege cum era posibil acest lucru. Apoi, încercând să mă pun în papucii lui, am realizat cât de greu trebuie să fi fost să trăiești cu Iisus ca frate mai mare. Știm din Scripturi că Iisus a dus o viață perfectă. Asta înseamnă că a ascultat în totalitate de părinții lui, că niciodată nu le-a provocat neplăceri și tu, Iacov, oricât de bun ai fi încercat să fii, oricât de mult ai fi chinuit să te asemeni cu fratele tău, niciodată, dar absolut niciodată, nu ai fi reușit să ajungi la acel nivel. Și cred că Iacov a crescut și a auzit de foarte multe ori întrebarea următoare. Tu, de ce nu poți să fii mai mult ca și fratele tău? Și cred că Iacov a crescut cu foarte multe resentimente la adresa fratelui său. Și bazez această afirmație, o bazez pe faptul că atunci când Iisus Hristos a început lucrarea publică, familia lui, Iacov inclusiv, au spus că și-a ieșit din minți, că este nebun. Și asta ne relatează Marcu în Evanghelia sa, capitolul 3, versetul 21. Ba mai mult, Scriptura ne spune prin Ioan, în Evanghelia sa, capitolul 7, versetul 5, că nici măcar nu credeau în el. Și am stat și m-am gândit, cum a putut omul acesta să ajungă de la necredință la a fi numit mai târziu de către Pavel, unul dintre stâlpii bisericii? Momentul de cotitură în viața lui Iacov a fost când el s-a întâlnit cu Hristosul înviat, când a fost confruntat cu păcatul lui și pus față în față cu puterea lui Dumnezeu. În felul acesta, Iacov a ajuns unul din motoarele bisericii primare. El este, cum am menționat, primul pastor al unei biserici. Prezidează peste Conciliul de la Ierusalim din 49 și este prezent la toate evenimentele importante până la martirajul său în anul 62. Acum că știm mai bine cine este Iacov și avem o imagine mai clară cu privire la când a fost scrisă această carte, ne putem apropia de textul propriu-zis și să vedem cum ne putem evalua mai bine credința folosind testele pe care Iacov ni le pune la dispoziție. Dacă citiți întreaga epistolă, având în minte ideea de test, de filtru, veți putea observa că sunt 10 astfel de teste și aș vrea să le enumăr foarte pe scurt. În primul rând, avem testul încercării, 2. Testul ispitei, 3. Testul față de cuvânt, 4. Testul dragostei, 5. Testul faptelor bune, 6. Testul limbajului sau al limbii, 7. Testul înțelepciunii, 8. Testul indulgenței, 9. Testul dependenței de Dumnezeu și al 10-lea și ultimul, testul rugăciunii. Iată care sunt cele 10 teste prin care ne putem trece credința pentru a vedea veridicitatea sau autenticitatea ei. Știu că poate unii dintre voi nu mai sunteți obișnuiți cu testele, eu însă, student fiind, peste tot pe unde mă uit, văd doar teste. Și cred că este foarte, foarte important pentru fiecare dintre noi ca la un anumit timp să ne autoevaluăm la modul cel mai sincer și cel mai riguros, să ne uităm unde suntem și unde am vrea să fim și unde avem nevoie de schimbare și să-i cerem lui Dumnezeu această schimbare. Deoarece nu am avea timp să parcurgem toate cele 10 teste, propun să ne uităm doar la primele 3 și veți observa, dacă veți reciti textul, că există o oarecare pantă ascendentă. În alte cuvinte, nu poți reuși la ultimele teste dacă ești falimentar în primele teste. Fiecare test oarecum te avansează la nivelul următor. Și aș vrea să vă provoc cu 2 întrebări înainte de cele 3 teste pe care le vom face împreună. Ce fel de credință vreau să am? Uită-te la tine foarte serios și gândește-te, unde sunt astăzi și ce credință aș vrea să am? Iar a doua întrebare, cum pot obține acea credință? Având aceste întrebări, putem intra în următoarele 3 teste. Dacă îți dorești acea credință mântuitoare, deplină și nu doar o religiozitate formală, atunci aceste teste te vor ajuta să ajungi acolo.
Scopul lui Iacov, menționat și în versetul 4, este maturizarea, plinătatea și desăvârșirea celor pe care îi numește frați. Așadar, primul test este testul încercării. Încă de la început, Iacov nu încearcă să picteze o imagine frumoasă a unei vieți de credință trăite lejer și frumos, nu este totul roz, ci el începe cu cel mai sigur lucru pe care îl poți întâlni în viața de credință, și anume încercarea. Versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Nu dacă veți trece, ci când veți trece prin încercări. Încercarea credinței noastre este o certitudine. Acesta este modul în care Dumnezeu vrea să ne testeze pentru a ne face mai buni, pentru a ne aduce mai aproape de imaginea Fiului Său. De ce încercări, te putea întreba? De ce nu a ales Dumnezeu o altă modalitate prin care să ne crească din punct de vedere spiritual? Ei bine, răspunsul la această întrebare sau răspunsurile la această întrebare sunt multiple. Biblia menționează cel puțin 6 astfel de motive pentru care Dumnezeu îngăduie să fim încercați. Și aș vrea foarte pe scurt să trecem prin fiecare. Primul motiv pentru care Dumnezeu îngăduie încercări peste noi este pentru a testa rezistența sau slăbiciunea credinței noastre. Gândiți-vă doar la poporul evreu în pustie. Exod 16,4. Atunci Domnul i-a zis lui Moise: voi face să plouă pâine din cer în fiecare zi să iasă și să adune pâine pentru ziua aceea. În acea zi îi voi pune la încercare ca să văd dacă vor trăi după legea mea sau nu. Dumnezeu le dădea pâine în fiecare zi, dar în același timp le testa credința. El le dădea doar suficient pentru ziua respectivă. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie să fim încercați este pentru a ne smeri, pentru a nu ajunge să luăm binecuvântările primite de la El ca fiind meritele noastre. Al treilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie să fim încercați este pentru a ne desprinde de dependența noastră de lucrurile materiale. Ne întoarcem din nou la poporul evreu în pustie. Dumnezeu avea grijă să le dea suficient pentru ziua respectivă. Ei trebuiau să învețe să se desprindă de lucrurile materiale, având încredere în Dumnezeu că în același mod în care a avut grijă de ei ieri, astăzi va avea grijă și mâine. Al patrulea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie să fim încercați este pentru a vedea ce iubim cu adevărat. În capitolul 2, versetul 22, Iacov aduce aminte de Avram, care din dragoste pentru Dumnezeu a ales să asculte în fața unei încercări imposibile când Dumnezeu îi cere să-l aducă jertfă pe Isaac. Însuși Domnul Iisus spune în Luca 14,26: dacă cineva nu-și urăște părinții, soția, copiii și chiar viața lui, nu poate să fie un ucenic al meu. Oare încurajează Domnul Iisus ura în versetul acesta? Chiar dimpotrivă. Ce spune el este că dragostea pentru Dumnezeu trebuie să fie cu atât mai mare decât dragostea pentru cei de aici. Trebuie să fie la diferența dintre dragoste și ură. Al cincelea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie încercări peste noi este pentru a ne învăța să apreciem mai mult binecuvântările venite de la El. Mergem tot la poporul evreu. Ei aveau suficient pentru ziua respectivă și trebuiau să se bucure de ceea ce primeau. Și al șaselea motiv și ultimul pentru care Dumnezeu îngăduie încercări în viața noastră este pentru că în felul acesta Dumnezeu se poate folosi de noi pentru a încuraja și pe alții care la rândul lor trec prin încercări. Acestea sunt foarte pe scurt motivele pentru care Dumnezeu ne încearcă. Încercarea nu este o pedeapsă, încercarea este modul, este felul în care Dumnezeu vrea să ne ridice la un nivel de plinătate, la un nivel de maturitate spirituală. Testul în sine nu este o pedeapsă. Testul este o modalitate prin care, ca și elev, ca și student, treci anul. La școala de șofer, gândiți-vă, examenul final nu este o pedeapsă, ci este modul în care poți deveni șofer cu acte în regulă. Încercarea, deci, nu este o pedeapsă pe care Dumnezeu se folosește într-un mod bolnav și El să aibă vreo satisfacție din faptul că noi trecem prin încercări, ci este modalitatea pe care El o are
și prin care ne trece, pentru a se asigura că scoate tot ce e mai bun de la noi. Tocmai de aceea Iacov spune în versetul 2, să privim cu bucurie când trecem prin încercări. De ce? Pentru că știm că în felul acesta putem fi întregi, maturi spiritual și să nu ducem lipsă de nimic. În Evrei 12:2, autorul scrie așa, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Bucuria în încercări vine atunci când înțelegi scopul pentru care ești încercat și înțelegi că rezultatul final este totdeauna benefic pentru tine pe termen lung. S-ar putea ca acum și aici rezultatul să fie greu și dificil și să nu fie ceea ce îți dorești, încercarea să fie mai mult decât te-ai gândit vreodată că vei putea suporta. Iacov spune că Iov a suferit, dar în același timp ne amintește de sfârșitul glorios pe care Dumnezeu i l-a dat. Chiar Domnul Iisus, când trecea prin cele mai crunte încercări la care cineva ar putea fi supus, le-a îndurat cu bucurie, deoarece știa scopul pentru care trebuie să sufere, și anume pentru mine și pentru tine, pentru mântuirea noastră. Aș vrea să mergem mai departe și să ne uităm la al doilea test, și anume testul ispitei. Ce este în fapt ispita? Am încercat să dau o definiție scurtă și ușor de reținut și ea sună în felul următor. Ispita este orice lucru ce promite satisfacție în detrimentul ascultării de Dumnezeu. Și aș vrea să repet. Ispita este orice lucru care promite satisfacție în detrimentul ascultării de Dumnezeu. Și ispita poate avea foarte multe forme. Pentru fiecare dintre noi poate fi ceva diferit. Dar ce trebuie ținut minte e că satisfacția ce vine în urma ispitei este întotdeauna cu prețul neascultării de Dumnezeu. Și acest preț este păcatul care odată făptuit aduce moartea. Pentru că Iacov ne și spune în versetul 15, păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Când vine vorba de ispită, sunt patru lucruri pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, vreau să reținem foarte, foarte important lucrul acesta. Ispita nu vine niciodată de la Dumnezeu. Iacov 1:13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Dacă încercarea are ca și scop întregirea noastră spirituală, ispita are ca și scop distrugerea noastră. De aceea, ea nu vine de la Dumnezeu, ci este modul prin care diavolul se folosește de dorințele noastre interioare pentru a ne ataca, pentru a ne îndepărta de Dumnezeu. Și în felul acesta, el vrea să ne îndeplinim dorințele într-un mod ilegitim. Al doilea lucru pe care vreau să-l reținem când vine vorba despre ispită este că nu e păcat să fii ispitit. Iacov 1:14-15, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Ispita în sine nu este un păcat, noi suntem ispitiți, ba chiar Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. Și Evrei 4:15 spune că în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ispita în sine nu este un păcat. Însă modul în care noi răspundem în fața ispitei poate da naștere păcatului. Și din nou menționez, odată înfăptuit, păcatul aduce moartea. Al treilea lucru foarte important de reținut la ispită este că niciodată nu vei fi prea puternic pentru a nu fi ispitit. Pavel ne atrage atenția în 1 Corinteni 10:12. Dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Niciodată nu vei ajunge la un nivel la care ispita să nu mai fie o problemă. Dar dacă în încercări te apropii de Dumnezeu, în ispită vei învăța să te bazezi pe Dumnezeu. Martin Luther, de-a lungul vieții lui, a avut foarte multe lucruri de spus despre epistola lui Iacov. Dar acesta face o afirmație care se potrivește în acest context și pentru mine afirmația lui este absolut extraordinară. El spune că pentru a fi un creștin autentic, ai nevoie de trei lucruri. În primul rând, ai nevoie de rugăciune. Ai nevoie să vorbești cu Dumnezeu.
În al doilea rând, spune el, ai nevoie de meditație, Dumnezeu la rândul lui să îți vorbească. Și în al treilea rând, și aici este foarte interesant, el spune că ai nevoie de ispită, pentru că în ispită înveți să depinzi de Dumnezeu. Pe cont propriu, niciunul dintre noi nu am putea vreodată câștiga lupta cu ispita, cu dorințele noastre păcătoase, dar cu ajutorul lui Dumnezeu putem rezista tentațiilor care vin peste noi. Ceea ce mă duce la ultimul punct, și anume Dumnezeu pregătește o cale de ieșire. Tot Pavel spune în 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Indiferent de ispita care vine peste tine, care vine peste mine, Dumnezeu a pregătit mai dinainte modalitatea prin care să o putem învinge. Și Iacov spune în versetul 17 în felul următor, orice dar bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor, adică de la Dumnezeu. Tot ceea ce dă Dumnezeu este spre bine, nu spre rău. De aceea ne putem baza pe Dumnezeu să ne ajute în fața ispitei, să ne ajute să rezistăm și astfel să ne apropiem mai mult de El, de maturitatea spirituală pe care El o poate face desăvârșită. Am văzut două teste. Am văzut testul încercării și felul în care trebuie să răspundem în fața acestui test. Am văzut testul ispitei și modalitatea prin care putem lupta cu ea. În al treilea rând, aș vrea să vedem testul cuvântului. Unul din semnele care te ajută să înțelegi unde ești ca și creștin este felul în care reacționezi la primirea cuvântului. Când un copil se naște, acesta nu trebuie învățat că îi este foame, ci pur și simplu când organismul îi cere, el știe că trebuie să mănânce. El cere de mâncare și niciodată nu trebuie învățat. Este o nevoie atât de firească a corpului uman, încât nu trebuie învățată niciodată. Același lucru se aplică și pentru un creștin născut din nou. Sentimentul acela de foame după cuvânt, de părtășie cu Dumnezeu, nu este ceva ce trebuie învățat, este ceva ce se experimentează. E un stimul al noii vieți spirituale. Iisus ne spune în Ioan 8:31, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Nu putem avea o credință mântuitoare, reală, puternică, fără cuvântul lui Dumnezeu. Și aici Iacov din nou ne oferă o serie de moduri în care putem răspunde în fața cuvântului. Și spune el așa, în primul rând trebuie să primim cuvântul cu supunere. Versetul 19, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Profită oricând de ocazia de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. El are mereu ceva de spus, mereu are ceva să te învețe. Încet la vorbire? Cum vei putea oare să asculți cuvântul lui Dumnezeu dacă nu ești gata din când în când să îți închizi gura și să asculți? Zăbavnic la mânie? Mânia nu este o caracteristică a unui ucenic al lui Hristos. Și tocmai de aceea Iacov spune că această atitudine trebuie dată la o parte în totalitate pentru a putea fi întregit spiritual de Dumnezeu. În al doilea rând, spune Iacov, trebuie să primim cuvântul în curăție. Versetul 21 spune, lepădați-vă de orice necurăție. În alte cuvinte, tot ce era murdar înainte de a fi născut din nou, tot ce era stricat în viața ta, trebuie dat la o parte. Atunci când suntem confruntați de cuvântul adevărului, când suntem puși față în față cu sfințenia lui Dumnezeu, tot ce este murdar în viața noastră trebuie dat la o parte. Și acest proces este unul care trebuie repetat zilnic. În al treilea rând, spune Iacov în versetul 21, că trebuie să primim cu blândețe cuvântul care a fost sădit în noi. Numai atunci când ești gata să te pui pe tine deoparte, să te smerești, spune o altă traducere, poți cu adevărat primi cuvântul lui Dumnezeu. Dar foarte interesant că Iacov nu se oprește aici, pentru că spune el, nu este suficient să primești cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să îl și aplici, să-l pui în aplicare.
Și spune așa în versetele 22-24: Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Nu poți să primești cuvântul fără să-l pui în aplicare. Afirmația cu privire la credința care e moartă fără fapte prinde un real contur aici și în următoarele câteva versete vedem cum ar trebui aplicat cuvântul într-un mod practic. Pe cât de important este să primim și să percepem adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, pe atât de important este modul în care împlinim ceea ce am primit. Și în ultimele versete ale acestui capitol, Iacov ne dă câteva indicații despre modul în care putem pune în aplicare corect cuvântul pe care l-am primit. El spune că trebuie să împlinim cuvântul primit fără a ne înșela singuri. Și adaugă în versetul 23 un exemplu care la prima citire poate trece neobservat. El spune că cine nu împlinește cuvântul e ca un om care se uită în oglindă și după ce pleacă uită cum arăta. Lucrul acesta este imposibil pentru că niciunul dintre noi nu se uită în oglindă iar apoi uită felul în care arată. Este foarte important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l putea aplica fără a ne înșela singuri. Al doilea mod în care putem aplica cuvântul este fără egoism. Versetul 27 spune așa: Religia curată, neîntinată, este să cercetăm pe orfani și pe văduve. Nu poți spune că ai o credință mântuitoare și să fii egoist. Iacov reia această idee și în capitolul 2. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? În alte cuvinte, ceea ce tu crezi în interior trebuie să se vadă în exterior, în modul în care tu aplici cuvântul pe care pretinzi că îl crezi. Egoismul nu este una din calitățile, și folosesc ghilimelele de rigoare, a unei credințe reale. Trebuie să fii gata să te jertfești pentru aproapele tău. Trebuie să fii gata să sari în ajutorul celui de lângă tine atunci când are nevoie de ajutor. În același mod în care Domnul nostru Iisus Hristos a fost gata să se jertfească pentru noi. Și al treilea și ultimul fel în care trebuie aplicat cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră este fără compromis. Continuarea versetului 27 spune așa: Să ne păzim neîntinați de lume. Pavel chiar adaugă la această idee în 1 Tesaloniceni 5:22: Feriți-vă de orice pare rău, nu de orice este rău, ci de orice pare rău. Singurul mod în care vei putea fi cu adevărat credincios lui Dumnezeu este să împlinești întreg cuvântul său, fără a face compromisuri. Împlinind toate poruncile pe care Dumnezeu ți le-a lăsat, nu doar cele care îți par convenabile sau mai la îndemână. În încheiere aș vrea să sumarizez tot ceea ce am spus până acum. Am văzut trei teste prin care ne putem trece pentru a ști ce fel de credință avem. Și rezultatul acestor teste ține de răspunsurile pe care le vom da în fața încercărilor, în fața ispitelor și modul în care vom reacționa la cuvântul lui Dumnezeu, aplicându-l apoi în viața de fiecare zi. Încurajarea mea pentru noi astăzi este să învățăm să vedem bucuria prin încercare, să luptăm cu ispita cu toate forțele noastre, bazați pe ajutorul pe care Dumnezeu ni-l pune la dispoziție, și să primim cuvântul cu toată supunerea, cu toată curăția și cu toată blândețea, împlinindu-l fără egoism, fără compromisuri, fără a ne înșela singuri, pentru a putea fi siguri că avem o credință reală, mântuitoare și nu doar o religiozitate zadarnică. Tatăl nostru, venim înaintea Ta și îți mulțumim așa de mult că Tu în fiecare zi ai ceva să ne spui. Doamne, îți mulțumesc că o faci într-un fel așa de minunat și așa de extraordinar și găsești noi moduri de a Te apropia de noi. Mă rog, Doamne, ca bazați pe cuvântul Tău să învățăm să vedem bucuria în mijlocul încercării.
Doamne, ajută-ne să putem lupta în fiecare zi cu ispita, cu dorințele din lăuntrul nostru. Învață-ne, Doamne, să trăim în toată supunerea, în curăție și fiind ferm încredințați în cuvântul Tău, Doamne, să fim gata să sărim în ajutorul celor din jurul nostru. Te rog, ajută-ne Tu ca în felul acesta să putem fi întregiți, să putem ajunge la maturitatea spirituală pe care numai Tu o poți da. Îți mulțumim așa de mult, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.